Bucovina Rădăuți a dat de greu în amicale. Echipa antrenată de Daniel Bălan și Marius Lup a suferit a doua înfrângere consecutivă în meciurile de pregătire după ce a pierdut marți pe terenul Ceahlăului Piatra Neamț cu 0-4. Gazdele au marcat de 3 ori în primul sfert de oră prin Toma, autorul unei duble, și Diara. Ultimul a închis tabela în repriza secundă. Bucovina Rădăuți a început meciul cu Ceahlăul în următoarea formulă: Zvoronciuc, Alexandru, Antonese, Mihăieș, Coajă, Vitu, Săhlean, Dănilă, Netbai, Plămadă, Stoian. Pe parcurs au mai intrat Ciobanu, Merinte, Bejenar, Coroamă, Busuioc și Florescu. În continuarea programului de pregătire, Bucovina Rădăuți va întâlni formațiile Juniorul Suceava pe 22 februarie, Aerostar Bacău pe 25 februarie și FC Botoșani 2 pe 28 februarie.